Din toată inima doresc binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi în continuare, în seara aceasta, în zilele următoare, și fie binecuvântarea Domnului, și din punct de vedere pământesc, dacă vreți, și din punct de vedere spiritual, în familiile noastre și Domnul să rămână cu noi în continuare. Zilele acestea s-a vorbit și totdeauna de sărbătorile nașterii Domnului Iisus Hristos, se vorbește despre venirea în lume a Domnului, despre împlinirea profețiilor pe care Domnul prin proroci le-a vestit cu sute de ani înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, ele s-au împlinit cu exactitate. Dar în seara aceasta eu vreau să am câteva gânduri din ceea ce s-a întâmplat în noaptea aceea în câmpiile Betleemului. Cuvântul Domnului ne spune că în ținuturile acelea erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de noaptea noaptea împrejurul turmei lor și la un moment dat, cum stăteau ei acolo, dintr-o dată, un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor, Luca capitolul 2, versetul 9, slava Domnului a strălucit în prejurul lor, ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul le-a spus, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul, slăvit i fie numele. Te fi așteptat mesajul îngerului să se oprească aici. O veste bună, o urare deosebită, o încurajare pentru o besnă foarte mare, în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Dar cuvântul Domnului continuă și spune în felul următor, nu e destul atât, o urare? Nu e destul să îmi spui să nu mă tem? Și continua Îngerul și spunea: Iată semnul după care îl veți cunoaște. Nu e destul să auzi o urare? Nu e destul să te bucuri de o sărbătoare că ești cu familia? E un lucru deosebit că ai putut să vii de departe acasă, să-i întâlnești pe cei dragi, e un lucru deosebit. Căci sărbătorile acestea avem mai mult liber să fim împreună, să ne vizităm, iarăși un lucru deosebit. Dar dacă nu se întâmplă ce s-a întâmplat cu acești păstori, sărbătoarea noastră va rămânea la atât o prăjitură în plus și o vizită la cei dragi, care, repet, la urma urmei sunt foarte bune. Să-l cunoști pe cel născut în ESLE. Să-l cunoști. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Nu e destul să auzi, nu vă temeți. Tu trebuie să-l cunoști, voi trebuie să-l cunoașteți. Cuvântul Domnului ne spune. Apostolul Pavel spunea la un moment dat: Eu vreau să-l cunosc pe El. Nu e destul faptul că într-o zi mi s-a revelat. Nu e destul faptul că într-o zi am întrebat cine e și glasul mi-a răspuns: Eu sunt Isus și momentul acela a fost momentul prăbușirii mele. Eu vreau să-l cunosc pe El și puterea învierii Lui. Frașii și surori, acesta este. Sensul vieții noastre. Nu după ce ne-am botezat, suntem liniștiți, nu mai avem nicio grijă. Cum spune cuvântul Domnului, vai de cei ce stau fără grijă în Sion. Nu avem nicio grijă, suntem botezați și mântuirea neasigurată. Noi trebuie să creștem spiritual. Noi trebuie să-l cunoaștem pe El. Și când îl vom cunoaște pe El vom fi alți oameni, că atunci când îl cunoști pe El, El îți transformă viața și inima, mărit să-i fie numele în veci. Primul rând, ca să-L cunoști, trebuie să-L cauți sincer, sincer. Magii s-au dus după steaua aceea și l-au căutat sincer. Și spune în Evanghelia după Matei, capitolul 2, au intrat în casă, versetul 11, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat, și-au deschis visteriile și-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. L-au căutat sincer și l-au găsit. Dar ce ziceți în Ierusalim, nu-l mai căutau și alții? Cum să nu? Împăratul personal. Împăratul Irod îl căuta. La un moment dat, Ți se părea că a dat pocăința peste Irod? Împărat, vreau să mă duc, nu să-l văd, să mă închin. Știți ce era în inima lui? Inima pe care nu mai Dumnezeu o cunoștea. Era dorința aceasta, moarte pentru împăratul nou născut. Moarte, el trebuie să moară. Nu are voie să trăiască. Cum să trăiască un împărat? El nu are voie. Chiar dacă acum este prunc, el trebuie să moară. Și textul care s-a citit în această după masă ne spune că Dumnezeu știa ce era în inima lui Rod. Irod nu începuse să o moare în Betleem. Când îngerul care i-a vorbit lui Iosif a spus, scoală-te, ia pruncul pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, ascultați, Căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Ce ai în inima ta, Irod? Fățărnicie. Eu vreau să-l întâlnesc, dar eu vreau să-l omor, să-l ucid. Unii doresc să-l cunoască pe Domnul din interes, au atâtea interese. Îl vei găsi în momentul când îl vei căuta sincer cu o inimă sinceră și Dumnezeu ți se va descoperi și îl vei cunoaște pe Dumnezeu așa cum este El, fie numele Lui slăvit în veci. Îl cunoști pe Domnul? Ți se revelează? Îți vorbește? Ți se mai arată? Îți aduce liniște într-o vreme atât de tulburată? Când îl cunoști pe El, Indiferent cât de învolburată este Maria, tu stai liniștit căci îl cunoști pe cel care e la cârma corăbiei. E Domnul, mărit să fie numele în veci. Doilea gând care l-am este, îl vei găsi atunci când îl vei căuta acolo unde este. Ascultați ce spunea îngerul păstorilor, <coughs> veți găsi un prunc înfășat în, scutele, în scutece și curcat într-o iesle. Știți ce înțeleg de aici? Smerenia. Și s-a vorbit și se vorbește mult despre locul unde s-a născut Domnul Isus Hristos în lumea aceasta într-o iesle. Împăratul, creatorul a venit la ai săi. Nici măcar o casă, o cameră, iesle. A trăit 33 de ani și jumătate într-o smerenie cum niciun pământian n-a mai trăit ca și el. Unul într-o zi a spus, vreau să te urmez oriunde vei merge la care Domnul spune, vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, dar fiul omului n-are unde își pune capul. Eu nu știu la noapte unde dorm, tu ai o casă unde te duci, dar eu nu știu la noapte unde dorm, nu știu unde îmi voi pune capul. Smerenie de plină, Vine tânărul bogat și spune, bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? La care Domnul mai întâi îl corectează și spune, bun este unul singur, Dumnezeu. Câtă smerenie, câtă umilință. Noi vrem să-L cunoaștem pe El, dar noi vrem de pe poziția noastră să-L cunoaștem pe El. Niciodată nu-L vom putea cunoaște. Decât atunci când ne vom smeri și când atitudinea noastră va fi de smerenie înaintea marelui stăpân. Dacă e ceva în lumea aceasta, este euul. Eu sunt. Eu fac, eu zic. Și Domnul a spus, dacă vrea cineva să mă urmeze, primul lucru să se lepede de sine însuși. Tot ce înseamnă eu. Tot ce înseamnă mândrie tot ce înseamnă înălțare trebuie să cadă și în smerenie îl vom cunoaște pe Domnul. Nu a putut apostolul Pavel, Saul din Tars, să-l cunoască pe Domnul, decât atunci când a venit un moment al prăbușirii lui. Nu putea Domnul să-i vorbească printr-un proroc? Nu putea Domnul să-i vorbească printr-un evanghelist? Dar Domnul a înțeles pe omul acesta, numai întâlnirea cu mine îl va determina să se prăbușească, să lase toată mândria lui. Și pe drumul Damascului s-a întâlnit cu Domnul. Și din momentul acela, Apostolul Pavel a înțeles că cel care trebuie să strălucească este Hristos Domnul. Eu nu sunt vrednic să port numele de apostol, spunea apostolul Pavel, pentru că am prigonit biserica lui Hristos. Dacă sunt ceva, sunt prin harul lui. Hristos Iisus, spunea el, în epistola către Timotei, a venit în lume ca să mântuiască pe cei pierduți, pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Ce smerenie! În smerenie îl vom cunoaște pe Domnul, Domnul Iisus Hristos s-a smerit și spunea apostolul Pavel în uh, epistola către filipeni, el a luat ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, I -i spune că s-a smerit, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat un chip de o, rob, făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce smerenie. Rău din toată inima să ne ducă Domnul pe culmile cele mai înalte ale smereniei și niciodată euul nostru să nu aibă nimic de a face în viața noastră și noi să trăim așa cum a trăit Mântuitorul nostru, Domnul Isus Hristos. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Un alt lucru care l-am găsit aici ca să-L cunoști pe Domnul este că acești păstori au renunțat, au renunțat. Spune cuvântul Domnului, după ce au plecat îngerii de la, de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, lăsăm turmele, le lăsăm aici. Haideți să mergem până la Betlehem și să vedem dacă ce ni s-a spus este adevărat. Să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Dumnezeu. Renunțare! Știți că unii au renunțat la confortul lor de dragul altora? Știți că unii s-au dus în triburi africane, și fratele Ilie va anunța la final un caz pentru care noi trebuie să ne rugăm? Au renunțat la confort, au renunțat la lux. Și-a spus Dumnezeu, ne cheamă acolo, alții să-l cunoască pe Dumnezeu, noi îl cunoaștem, dar trebuie și alții să-l cunoască pe Dumnezeu. Suntem gata să ne jerfim, suntem gata să renunțăm. De dragul lui Isus, suntem gata să dăm din al nostru de dragul lui Isus. Atunci îl vei cunoaște când vei renunța. Spunea la un moment dat Domnul, dacă cineva nu va lăsa casă, masă, frați, surori pentru mine și împărăția mea, omul acela nu este vrednic de mine și împărăția mea. Ce răsplată vom avea? Punea o întrebare Petru. Ne-am lăsat totul și te-am urmat. La care Domnul spune adevărat îți spun. Petru, Oricine a lăsat aici casă, masă, frați, surori pentru mine și împărăția mea. Aici va primi în sutit și în viacul viitor viața veșnică. Asta nu înseamnă să abandonez. Asta înseamnă să schimb prioritățile. Pentru păstori aceea prioritatea a fost mergem să-L cunoaștem pe Cel născut în Ieslea din Betleem. Renunțare. Mă rog din toată inima Domnul să ne binecuvinteze și cu această calitate când e nevoie de noi să renunțăm, să renunțăm de dragul lui Isus și atunci îl vei cunoaște pe Domnul, mărit să fie numele Domnului. Și trei și doar amintesc, a, patru, doar amintesc, ca să poți să-l cunoști, trebuie să-l întâlnești. Păstorii aceștia n-au fost mulțumiți să-l cunoască din auzite. Eu au spus, noi ca să-l cunoaștem, trebuie să-l întâlnim. Și s-au dus în Betleem și l-au văzut, și s-au întâlnit cu pruncul născut în Ieslea din Betlehem. Spuneam, ca să-l cunoaștem, trebuie să-l căutăm sincer. Doi. Ca să-l cunoaștem, trebuie să trăim cum a trăit Domnul în smerenie. Trei, ca să-l cunoaștem, noi trebuie să renunțăm, cum au renunțat și păstorii. S-au dus și l-au întâlnit. Și patru, ca să-l cunoaștem. Noi trebuie să fim aceia care să-l întâlnim personal pe cel născut în Est la din Betlehem. Știți ce se întâmplă după ce-l cunoști? După ce-l cunoști, se întâmplă ce s-a întâmplat cu acei păstori. Spune: S-au dus în grabă, versetul 16 Luca, capitolul 2, l-au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul în Iesle, l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Versetul 20. Și păstorii s-au întors, trești și supărați înapoi. Așa spune cuvântul Domnului. Slăvind și lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce au ziseră și văzuseră și care erau în tocmai cum li se spusese. După ce-l cunoști, lauda va fi pe buzele tale lauda va fi în inima ta, îl vei lăuda, îl vei glorifica, îi vei înălța numele. Și din toată inima mă rog, Domnul să ne binecuvinteze, să-L cunoaștem pe El. Amin. În continuare,